Vine iarna, se întunecă mult mai repede, iar eu în portbagaj nu văd absolut nimic. Asta din cauza că cei care au proiectat Dacia Spring nu au gândit deloc o lumină în portbagaj. La fel, aceeași problemă este și la locurile din spate, la pasagerii din spate. Tot timpul sunt nevoit să aprind lanterna și să mă uit prin portbagaj. Evident, ocup o mână cu telefonul, nu este absolut deloc comod. Chiar și așa, acum că este ora 3 după amiaza, cu soarele pe cer, am încercat să simulez un pic de întuneric și vedeți ceva acolo, dar când este noapte, cei care aveți Spring știți că nu se vede absolut nimic. Doar că eu am făcut o modificare, am montat două benzi cu LED-uri în portbagaj și am să vă arăt și vouă imediat cum se face. De altfel, am și două plafoniere de pe Volkswagen Golf 4 pe care le vom monta pentru pasagerii din rândul din spate. Mai mult ca sigur, firele o să le trag de la lampa, de la plafonieră. Am să mă folosesc de o piesă din plastic cu care bag în lateral. Am scos lampa și trebuie să scot și acest plastic ca să am mai mult loc. Doar trag de el în jos, trec lampa prin el. Iar aici am două mufe, una neagră care se declipsează ușor și mai este una albă. Asta nu se declipsează așa ușor pentru că nu pot eu să filmez. Este un clips poziționat în partea de jos ce trebuie apăsat și tras. Trebuie două mâini, nu am cum cu o singură mână, dar v-ați făcut o idee. Mufa asta de aici au gândit-o, nu știu cum au gândit-o, dar foarte prost, nu este efectiv deloc gândită să o pot scoate ușor. Eu am să mă folosesc de o șurubelniță mică dreaptă pe care am să o bag cumva aici, oricum îmi trebuie două mâini că nu pot să filmez. Trebuie să bag cumva șurubelnița aici, să o învârt de ea ca să tensioneze puțin și sper să îmi scap. Nu pot. Deci trebuie să folosesc două mâini. Pur și simplu aici este un plastic transparent casant care ar trebui să se depărteze și să-mi permită acelui clips de pe mufă să iasă. Pe aici avem airbag-ul cortină și n-aș vrea să dau tot plafonul jos sau să mă chinui să bag pe după el cablajul, să-l duc undeva în partea din spate. Așa că firele vor pleca oricum de la această mufă. Am să mă duc pe lateral și am să cobor pe stâlp în jos și am să merg prin partea de jos până undeva în spate. Am să încep prin demontarea chederului în partea asta de aici. Aici avem două clipsuri, unul în partea de sus, unul la mijloc. Am scos un clips parțial. Clipsul ăsta de aici iasă mai greu. Abia după ce am să scot afară am să vă filmez. Pe aici trebuie să băgăm degetele printre acest plastic și stâlpul de metal. Prindem de un clips, strângem și îl scoatem. Odată ce l-am declipsat, trebuie să trag de el în sus și se declipsează și din partea de jos. Acest clips de care vă spuneam este mobil și are pe lateral două aripioare. Trebuie să apeși pe cele două aripioare ca să îl poți extrage din locașul de metal. Dar eu, ca să-mi fie mai ușor, am băgat un deget pe interior, în partea de sus, spre plafon, am apăsat pe acest clips, iar din partea cealaltă, de jos în sus,
am băgat o șurubelniță și am împins și de clipsul celălalt pentru că e mai ușor. E greu să bagi două degete aici și să apeși și să-l și tragi de el. E dubios gândit. M-am mai gândit la o variantă, e foarte posibil ca acest clips să nu fie gândit să-l scoți de aici neapărat, în felul în care am făcut-o eu, ci să slăbești acest șurub, îți ia să ai acces acolo. Când este în poziția aia, poți să scoți șurubul. Îți iasă piesa asta din spate și practic tu o să tragi de acest stâlp din plastic în sus și rămâne clipsul ăsta acolo, îl scoți ulterior pentru că îl scoți mai ușor. Bun, aici avem deja o instalație electrică, o să cobor pe el, o să mai scot chederul în partea de jos, o să văd când ajungem prin partea asta pe aici, pe jos, cum o să trag cablul și ce o să mai fie nevoie să demontez. Intenționez să pun o bandă cu LED-uri undeva pe aceste plastice în partea de jos, așa că o să trebuiască să ajung cu cablurile undeva în zona asta și nu știu exact cum o să trebuiască să traversez și până în partea cealaltă. Ideea e că o să încep prin demontarea banchetelor spate. Odată ce am rabatat-o, se trage de jos în sus cu forță și iasă destul de ușor. Da, ciudat de filmat. Pur și simplu este doar prin presare și gata, partea asta am scos-o. Bancheta spate este cam pe același principiu, se trage în sus, dar se trage din partea din față un pic spre în față, în diagonală. Undeva în zonele astea are două clipsuri de prindere. Din spate se poate ridica, dar nu este suficient să ridici din spate pentru că se rupe. Prinderile sunt efectiv înspre în față. Trebuie să tragi tare și la un moment dat cedează. Sunt efectiv două bucăți de metal care intră în niște dopuri din plastic. O să scot acest plastic. Am să folosesc orice, și o șurubelniță dacă băgați în spate și forțați un pic, și cu mâna dacă forțați un pic, reușiți să băgați degetele sub el, se scoate destul de ușor. Iar acest plastic se scoate în lateral, eu l-am scos deja și am reușit să rup unul din cei doi brăduleți. Mi-a rămas unul singur, amândoi de fapt brăduleți mi-au rămas în caroserie, am încercat să-i scot, unul s-a rupt, iar unul am reușit să-l salvez. Deci grijă mare când scoateți acest carenaj din lateral, șanse maxime să se rupă brăduleții. Chederul de pe ușa față deja l-am scos în totalitate. În partea din spate nu o să am nevoie să-l scot decât pe partea de jos și până pe aici pe undeva, dar mai simplu îmi este să-l scot pe tot și am să-l pun ulterior pe mașină. Ideea este că noi trebuie să trecem pe sub această mochetă, pe sub acest plastic de la stâlp. O să trebuiască să mai demontez pe aici. Cu o șurubelniță Torx de 20 am să slăbesc acest șurub de aici din spate și sper să fie singurul șurub pe care trebuie să-l dau jos ca să scot acest tot lung carenaj. Pare că doar atât a fost necesar. Ok, nu mai trebuie să dau jos și plasticul de deasupra. Important este că pe aici am toată instalația electrică, am să vin pe același cablaj și de aici o să văd eu cum fac să ajung și în partea cealaltă.
Cablul am să încep să îl bag din partea de sus de la bord. Am să-i dau drumul în jos ca să cobor pe lângă instalația electrică existentă. Din fericire, pe sub bord este foarte mult loc. Pot să bag mâna până aproape în partea de sus să prind acel fir. Am să trag, nu știu cât am să trag, până să ajung undeva în partea din spate. Plasticul de pe stâlp este prins în partea de jos în două clipsuri. Am să trag de el din partea din față, s-a declipsat, și în partea din spate, gata, am declipsat și aici. Iar în momentul acesta am suficient loc cât să bag mâna și să trag acel cablu. Important este ca prima dată să ajung cu cablul până unde vreau să-l poziționez și de acolo să mă leg cu ledurile. Așa că prima dată o să aranjez cablul. Cred că am să las aici o idee mai lung, pentru că nu mă interesează prea mult în acest moment. Și o să încep să îl aranjez. După ce am demontat acest carenaj de aici din partea dinspre în față, în mod normal este destul de simplu să bagi cablurile pe după aceste muchete, pentru că doar aici ai un brăduleț de scos, poți să te descurci fără să demontezi nimic, doar că mie nu mi-este frică și nu mă feresc deloc să demontez diverse lucruri ca să-mi fie cât mai ușor de aranjat cablurile. Practic, aici este deja pus cablul și nu prea vă prindeți pe unde este, pentru că l-am ascuns foarte bine. O să avem nevoie de o șurubelniță Torx de 20, o șurubelniță dreaptă, asta ca să dăm jos acest șurub din partea asta. Hai mă. Aici avem un brăduleț pentru care vom folosi o șurubelniță dreaptă. Am să bag doar cât să-i scot puțin acel miez. A și sărit foarte, foarte repede. Este foarte simplu sistemul, doar se scoate acest miez, după care iasă ușor. Iar acum mai avem 1, 2, 3, 4, 5 brăduleți care se scot. Mi-am pregătit această pungă aici pentru că efectiv brăduleții aia de acolo sar ca și popcornul. În momentul în care ai tensionat un pic această mochetă, direct încep să zboare. Am să și vă și arăt. Deci am prins un pic de tot. Pang! A zburat unul. Deci efectiv aproape că nu depui efort, nu-ți trebuie nimic. Uite, bang! Deci dacă nu puneam această folie, mă chinuiam să le scot de pe aici, după roata de rezervă. La fel sunt toți. Uite, am dat să scot brădulețul de aici și mi-a ieșit și ăla de sus. Și mi-a mai rămas unul singur în partea de sus. L-am scos și pe acela, iar în acest moment pot să scot această mochetă laterală. Ca să scoatem și acest plastic, am să scot chederul din partea asta și el este prins undeva în 3 clipsuri, 1, 2, 3, ceva de genul. Pur și simplu trebuie să prinzi de el și să tragi înspre tine. Și cam atât durează să-l dai jos. Vă spuneam de cele 3 clipsuri. Unul este aici, al doilea este acolo și aici, la al treilea, mi-a rămas clipsul aici în caroserie. O să am grijă să-l scot, să nu pice de tot. Spuneam că este unul aici la mijloc, dar nu, sunt două în partea asta de aici și unul în partea aia. Cablul l-am tras pe lângă instalație electrică originală și am venit cu el undeva prin spate ca să mă pot conecta cu acest cablu și să arate frumos, să nu se vadă niciun fir. Să vă arăt și varianta finală. Acesta este firul care vine din față de la plafonieră. Aici se împarte în două. Unul se duce în sus către partea stângă, iar celălalt
L-am dus pe jos, până în partea dreaptă, am urcat, aici deja este totul funcțional, încă nu am pus mocheta din partea de jos. Firul urcă și l-am prins pe instalația electrică până la un anumit punct, mai exact aici, unde am adăugat această mufă care se va conecta la acea plafonieră. Firul continuă înspre partea din spate și ajunge până aici la această mufă pe care am pus-o eu și care se îmbină cu cealaltă mufă pe care am atașat-o la o bandă cu LED-uri. Banda cu LED-uri este dublu adezivă, dar aici am pus eu un pic de plastic topit pentru că porțiunea asta de aici era un pic în tensiune, se ridica și dădea să dezlipească. Ca să trec firul, am făcut o gaură în acest plastic și am ieșit în partea din spate. Asta îmi permite să aranjez mult mai frumos acest fir în partea din spate. Practic, cred că aici aș putea să arăt. Firul stă undeva acolo, foarte frumos, nici măcar nu se vede. Pentru plafoniera aceasta, a trebuit să decupez în acest plastic, se decupează foarte ușor. Cu un cutter efectiv am trasat, am făcut niște măsurători la plafonieră, am trasat liniuțele, am trecut încă de vreo două ori cu cutter, apăsând câte puțin până s-a adâncit, după care merge foarte ușor. Am să încerc să o scot ca să vă arăt. Vedeți voi că iasă așa de ușor. Ba, uite că a ieșit. Asta este plafoniera, este de pe un Golf 4. Se pot vedea și urmele. Prima oară am luat așa mai în mare, după care am început să fac în detaliu. Am luat din puțin în puțin, din aproape în aproape, până când plafoniera intră foarte ușor. Cam atât. Important este să nu miște, să nu vibreze, nu atinge niciunde în spate, are suficient loc în zona asta. Prima dată am să bag mufa în această plafonieră și am să conectez și cablul din spate de la banda cu LED-uri. În spate nu mă interesează atât de mult să aranjez acum banda aceea cu LED-uri, cablul, mă refer, cablajul. Mă interesează mai mult în partea din față, să nu cumva să-l strivesc, să-l prind cu vreun șurub sau temir ce. No. Deci este chiar ideal, stă foarte, foarte lejer acolo cablul. Am să prind șuruburile, unul aici, unul în partea cealaltă. Iar în acest moment pot să aranjez cablul, practic doar îl împing undeva în partea de sus pentru că are loc și tensionat fiind stă exact în partea de sus și nu o să cadă. Hai să încerc să vă și arăt. Ceva de genul. Nici nu-mi dau seama unde este. Ba, pe aici este firul. Stă foarte, foarte natural pe acolo. Mai trebuie în partea asta doar să pun chederul. Am să pun și acel șurub și cu partea de sus a carenajului am terminat. Urmează să punem mocheta, care se pune foarte ușor. Apropo de o chestie, haideți să vă arăt ce înseamnă acele găuri de la brăduleți. Dacă ne uităm atent, nu se vede, hai că eu încerc să fac cumva, ia uite-te acolo, acolo este afară. Hai să încerc să bag piciorul, uite, se vede piciorul meu prin acea găurică. Deci efectiv, prin găurile astea, ai contact cu exteriorul foarte... foarte ușor. Contact, comunicare cu exteriorul foarte ușor. Să aveți grijă un pic cu brăduleții aceștia că se rup foarte repede.
prinderea lor este efectiv o nimica toată. Ăla nu stă, mai trebuie să mă chinui cu el. Iar în partea asta firul stă foarte bine, nu se vede deloc. Aici mai trebuie să aranjăm puțin mocheta și o să trebuiască să punem acel brăduleț aici. Iar asta trebuie să aveți un pic grijă, în partea dreaptă din fabrică, în momentul în care l-au pus, unul dintre aceste piciorușe l-au îndoit, l-au pus înspre exterior, așa că aveți grijă că atunci când îl puneți să vă asigurați că toate cele patru piciorușe au intrat în găurica aia și abia după aceea să apăsați miezul. Firul pe care l-am adăugat este foarte important să urmeze traseul celui existent de pe mașină, pentru că acel carenaj de plastic care vine aici închide undeva aici pe tablă, iar aici undeva în zona asta are un mic decupaj pe unde se iasă firele. Deci atenție, trebuie să mergeți prin zona asta, nu puteți urca direct cu el. Ca să pară că este din fabrică, am prins și eu aceste fire cu power tape, exact ca din fabrică, ca să stea toată instalația mai închegată. Când se pune carenajul de aici din laterala aceasta, prima oară trebuie să vă asigurați că clipsează foarte bine aici prima oară sus. Nu, de fapt nu clipsează foarte bine, trebuie să aveți grijă că stă pe poziție, eu am să țin cu cotul, în timp ce aranjez în partea asta altă. Să aveți grijă la cei doi brăduleți care sunt în partea asta, dacă nu sunt pe poziție și vreți să apăsați, riscați să-i rupeți. Este aici o chestie, partea asta de metal, unde se fixează centura jos, nu permite acestui carenaj să intre cum trebuie și ai tendința de a forța și în momentul în care forțezi, exact asta se întâmplă, vei rupe acei brăduleți. Cam atât, am să vă arăt și acea parte de decupaj, vă spuneam, pe unde iasă cablajul. Să aveți grijă să iasă exact pe aici cablajul, că altfel aveți probleme. Bun, mai trebuie doar să pun chederul și pe partea asta am terminat. Am să dau jos și parasolarul, doar partea asta cu șurubul, unde folosesc o șurubelniță Torx de 20. Vreau să pot trage un pic de plafon în jos, să pot trece cablul frumos, să nu interfereze deloc cu airbag-ul cortină. Am să-l și măsor și am să-l tai la dimensiune, ca să îmi fie mai ușor, să nu trebuiască să trec încă vreo 5 metri de cablu. Ha! Și mai tare, pot să dau jos și ăsta. Pur și simplu, prin răsucire, blană. Deci e floare la ureche acum.
pentru că efectiv văd pe unde pot băga acest cablu. Bun, pe cam atât în zona asta. Aici deja cablul este pus. Când se pune acest parasolar, are un cârlig. Prima dată se bagă acel cârlig, se face o mișcare cumva de răsucire și după aceea se pune șurubul. Cu partea asta de aici deja am terminat. Pot să pun înapoi acest ornament de plastic pe stâlp. Când am scos acest carenaj, am reușit să rup un brăduleț și tocmai mi-am dat seama că se poate o variantă mult mai simplă. Nu trebuie să tragi de el înspre pedale, trebuie să tragi înspre scaun. Și a ieșit foarte ușor. Pur și simplu culisează pe cei doi brăduleți pe aceste canale și ca să-l pui la loc, efectiv îl poziționezi. Se și vede dacă te uiți prin partea asta, vezi brăduleții, ai poziționat și doar împingi de el și gata, a intrat la loc. Foarte simplu. Am legat o bandă de LED-uri la mufa de la plafonieră și funcționează exact pe modul controlat de UCH. De câte ori deschid o ușă, va fi lumină. În momentul în care încui ușile, se sting. Dacă descui ușile, se aprind, încui ușile, se sting. Iar dacă deschid o ușă, indiferent ce ușă, se aprinde. Exact asta mă interesează. Iar pentru asta m-am legat pe firele alb și albastru. Albastru este firul de masă controlat de UCH, iar firul alb este firul de plus. Am scos firul de plus din mufă, am să vă arăt și vouă cum se scoate, este destul de simplu. Se scoate din față, se introduce o chestie subțire între plastic și conector, ceva de genul, și se face o asemenea pârghie, după care se trage de fir. Am să le lipesc pe rând ca să nu fac cumva un scurt circuit. Am scos această mufă ca să pot băga termocontractant. Acolo am lipit un fir, iar acum trag termocontractantul peste acea lipitură. Și gata. Mai am un fir de făcut. Dacă și reușesc cu o singură mână stare. S-a auzit. Gata. Este clipsat. Am îmbinat firele. Am să le trec prin izolația pe care am tăiat-o. Am spintecat-o doar. Am să bag firele înapoi pe acolo. Am să trec cu bandă izolată și o să arate aproape ca din fabrică. Am băgat mufa albă, am băgat mufa neagră, am să trec lampa prin acest plastic. Prima dată am să-l fixez în partea din spate, iar în partea din față doar apăs și se clipsează. În momentul acesta nu v-am arătat, cablul arată impecabil. Pe aici, zici că e din fabrică așa. Am să-l bag la loc și l-am clipsat. Am încercat să simulez un pic întunericul, dar nu am cum, pentru că este ziua afară, este ora 3, este soarele pe cer și nu am cum. Dar cât de cât vă puteți face o idee, pentru că acum în portbagaj se vede ceva, se ved chestiile alea roșii, dar nu se văd foarte bine și totul funcționează exact ca și plafoniera. În momentul în care deschid una dintre uși, în partea din spate, pe timp de zi, nu pare să se vadă mare lucru. S-a întunecat și a venit timpul să testez ce am rezolvat. Am descuiat ușile.
În partea din spate am folie pe geamuri, din cauza asta se vede mai puțină lumină ca în partea din față. Dar dacă am să deschid ușa, lumina în partea din spate este foarte mare. Camera oricum nu prinde realitatea. Și dacă este să compar cu partea din față, nu mi se pare. Partea din față este mai puțin luminat ca în spate. Bine, are logică, pentru că în față am doar lumina de la plafoniera centrală, iar în spate am o plafonieră pusă în partea dreaptă și una aici în partea stângă. Hai să vedem cum se vede și din portbagaj. Nu există termen de comparație.